Bună tuturor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Janina și astăzi o să vă arăt degusta box din luna februarie, care a venit ieri, adică 24 ianuarie. Doamne, ce de riduri am pe aici, am mâinile urâte. E, astăzi o să-mi pun în unghiile și în următorul video o să arăt așa. Și mă place, mă, cu părul meu roz, mov. Trebuie să-mi fac băiță la păr. Mi-mi place, cum să uită toată lumea la mine, dar pe mine mi-e interesant, mi-mi place. Mi-mi place. Hai că vă arăt, am mizerie în casă și de-aia am pus ăsta aici. Haideți să vă arăt a doua. Haideți să vă arăt. În primul rând a venit încă un carnețel de asta, o hârtiuță de asta, de Gusta Box din luna februarie. Februarie, la la la, la 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 la, la 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 la. Scuzați. A, uite mă, că are și prețurile aici. Am descoperit America. Ce avem? Pan Mon Viso, care sunt niște crostine așa din pâine fabricii snack. Și sunt ăștia. Sunt niște pâinici cu ketchup. Fabricii snack, ketchup și basilico. Oh. Oh. Hai să vedem ce sunt nenebuni ăștia care aici. Așa. Cauzete-te. Speța foame, adică e ideal ca să mănânci când ți-e tare foame, dar problema este că îi mănânc toți. Este, nu este prăjit, pan Mon Viso, e însaporit, are ulei, extra virgine de măsline, are 6 punguțe înăuntru, de 30 de grame fiecare. Deci este ok pentru o dietă și ca să mănânci atunci când ți-e foamică. Dar nu așa, un. Nu ca mine tot. Hai să schimbăm mâna, mă doare. Și fac poze. Am pus pe butoarele astea, baba mea, trebuie să găsesc o metodă aici. Și haide mai departe. Astăzi nu știu de ce sunt electric, așa. Avem, al doilea este ragu clasico Barilla. Amă, nu v-am spus cât costă pâinea aia. 2,49 € ori 4, 4 ori 2, 8, cam 10 lei. 10 lei. Stai mă că am vărsat ceva pe acolo. Nu știu. Asta este ragu clasico Barilla. E... are două borcanașe. Astea costă 2,59 €, tot cam 12 lei, 11 lei. Ragu clasico, coptură înceată, încetinită, fără conservanți. Și cum se păstrează asta fără conservanți? Ce are înăuntru? Roșii, carne de porc, concentrat de porc roșii, ceapă, carne bovină, sedano, carote, morcov, ulei, sare, zahăr, amid, don de porumb, extract de drojdie. Extract de drojdie. Piper, salvi. Facem paste. Păi da. Bun, bun. Mai departe avem cnor, o supă de aia de... De ce este asta? De dublec. Este asta? Are... cât are? O jumătate de kilogram? Da, o jumătate de kilogram. Are o jumătate de kilogram. Este biologică. Numărul 1 de legiupe, are 93 de calorii pe porție. Și costă 1,35 €, deci ori 4 euro, 4 ori 3, cam 5-6 lei. Încă
am gustat. Asta e placerul lui Rusela. Voi ați mai pomenit un copil, care e aproape 16 ani, care nu-i place cartofi prăjiți, dar îi place ciorbele din legume. A înțeles tot din viață. Haideți mai departe, ce mai avem aici? Easy Coffee. Stai mă, că a sunat de la ușă și avem un pachetel aici, să vedem ce mine am mai cumpărat. Și tip, surile, de cauza lui Elena mă face asta să cheltui toți banii. Aia, ce mișto sunt. Ce avem aici? Asta cu căsuțe. A, nu, e cu chestia americană. Wow. Este niște telefoncel cu inimioare. Am înnebunit. Asta este cu un de la pianola și astea, așa, e mai bun, mai un. Oh, dai să vezi ce mă nebunesc și eu acum până agende cu minunile astea. N-am mult pe ele, mai țin minte, dacă o să găsesc o să vă las link-urile. Și haideți să terminăm cu degusta box, că durează video ăsta 10 ani. Așa, rămăsesem la ceva de cafea și așa, da. Cafea e asta, este asta. Easy Coffee Loli, nu știu ce este. Are cafea cu alcool, cu sambuca. A, bine, mă, diseară facem ragu cu paste și băgăm niște cafea de-asta cu sambuca, să vezi ce cântăm. Leliță Ioană, Leliță Ioană. Și aici este ginseng coffee. Puteai să dea și eu o pungă de aia mare, că mi-mi place. Fără lactozio și fără glutine. Oh, bravi. Și acum avem galete de mais biologice, adică organice. Și sunt astea, deja le-am desfăcut. V-am lăsat și vouă ca să vedeți ce era. Era ăsta roșu. Și mi-a rămas un pic și l-am vărsat pe tot în cutie. Am făcut un nenorocit acolo. Este crodină twist cu fructe roșii. Erau 3 sticluțe de-astea. Hai mă, că video ăsta o să iasă de căcat. Da, n-are nimica, că doar ne bag eu lumini de-alea. Da, mă, că mi-a intrat aurașile pe aici. Hai să arătăm și noi aici ce avem. Așa, mă. Video ăsta o să iasă de nu se poate. Pentru că m-am pus în față la geam așa să mă vedeți și pe mine naturală. Nu mai mă vedeți cu toate luminile alea în față, că zici că sunt falsă. Că de fapt ridurile tot le am. Pe aici, uitați, pe aici. De din cauza la soare. Așa zic eu. Și pe urmă mai era asta. Asta o bem în într-altă zi. De fapt, crodino nu este alcoolic, așa că putem să bem cu toții. Și sunt mișto, drăguțe. E așa pentru aperitiv. Hai mă, că m-am zăpăcit de tot și nu v-am mai spus aici. Aperitivul costă confecția de 3 sticle, 3,29 €, că 4, 3, 12, cam 13 lei. Eu cu matematica. Și galetele alea de porumb, 1,70 € costă mult. Mă gândeam că costă mai puțin, mai... Și acum avem cremă de marshmallow, că deja Rusel a băgat lingurița în el. Că normal, când vede dulciuri, este asta. Vedeți? Se poate pune pe pâine în cea. Americanii ăștia, că e american, că nu se putea să nu fie un american. Americanii ăștia vrea să ne facem tot ce beș, cu gust de vanilie. A, vezi, are gălbenuș. Cum îi spune? Gălbenuș și albuș, mă, albuș de ou. Și are agar-agar, care este o plantă orientală, chinezească, care se folosește, știam eu, pe post de ceva de drojdie.
sau de sare, nu mai știu. Aroma naturală de vanilie. Știi ce este? Este bio. Din găini care au mâncat din grădină, nu-i din alea închise la crevedie acolo. Uitați ce bine arată. Miroase vanilie, nu știu. Și chestia asta bio nawara, pare cremă de marshmallow nawara, costă 2,68 €, faceți și voi ori 4 și cam așa. Și cea mai tare chestie, m-am uitat să vă arăt aici că a venit o rețetă, marshmallow, crem upi, adică să faci o biscuiți cu ceva de genul ăsta, făină, zahăr, unt. Așadar, a venit, stai mă că am cu rodină de la roșu vărsat pe aici, Doamne că sunt de țărancă! Așa mă. Este crema asta, se numește Speculos Crem, este, e așa cu scorțișoară, mi-am să aminte, și are soia, zahăr și asta este biologică. Chestia asta costă vreo 4 €. E foarte bună. Eu am gustat-o deja. Și mai e o chestie aici. Asta. Chestia asta. Care este Magic Oveto Pulțino. Pulțino e un pulșor mic, 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 galbijor, așa ca... Și miroase mișto, chiar dacă e închisă pe aici, este un absorbitor de miroase în frigider. Deci dacă băgați ceapa, usturoiul și slănina, ăsta absorbe... Face așa. Și asta a fost și pachetul de Gusta Box din februarie. Eu vă mulțumesc că m-ați suportat și astăzi și vă urez o zi bună! Ciao, ciao, ciao. Figaro su, Figaro giù, Figaro, Figaro.